Au trecut ceasuri în șir de când te privesc, copilă dragă, și nu încetez să mă minunez. De ce? Pentru că ești foarte îndemânatică, deși ești atât de mică. Mi-ai meșterit foarte repede, nu una, două, ci 7 cămăși. Deosebit de frumoase. Păi cine crezi că le face hăinuțele păpușilor mele? Eu? Da. Iar tu, omulețule, ești mai scundac decât ele. Mă faci să râd când tocmai tu zici că sunt mică. Să știi că alaltăieri am împlinit 9 ani. Oh, la mai mare glumdaltici. Cum te cheamă? Glumdaltici. La mai mare. Și să știi că nu văd niciun motiv să râzi de mine, și râs cam foarte des. Păi, ai zis că sunt mică, iar tu nu ești mai înalt decât degetul meu cel mic. Să știi tu că la mine acasă, în Anglia, eu trec drept un bărbat de statură potrivită. Da? Află că eu am soție. Ai soție? Da, și am și 2 copii mai vârstnici decât tine. Ai și 2 copii. Te rog, de aceea, te rog foarte mult să-mi arăți respectul cuvenit. Nu mai spune. Te pomenești că există cu adevărat o țară în care toate sunt mărunțele? Pe potriva ta? Bineînțeles. Wow. Oamenii sunt cât mine. Casele, copacii, animalele, mă rog, toate cele sunt pe măsura mea. Serios? Parcă te aud că o să-mi spui, precum mama și tatăl tău, că piticul reginei voastre pare un gigant față de mine, că... Păi așa și este. Scuză-mă că râd, dar... Nu mai râde. Dacă n-ai mai râde, ți-aș povesti că în ultima mea călătorie am întâlnit niște omuleți atât de micuți, încât eu eram pentru ei un uriaș. Se numeau liliputani. Da? Și acum am nimerit printre voi. Chiar așa? Uite, cât timp îmi povestești cum ai ajuns la noi în Bromdingnag, îți mai cos un rând de haine, micule Grildrig. Ce e aia Grildrig? Pe mine mă cheamă Gulliver. Așa este, mi-ai mai spus. Așa. După ce m-am întors cu bine din Lilliput, m-am asigurat că familia mea nu duce lipsă de nimic și m-am gândit să plec iar pe mare. Știi, eu nu prea am astâmpă și dorul de ducă m-a împins să mă angajez pe vasul Aventura. Care avea nevoie de un medic la bord. Ia te uită! Grildrig al meu este medic! Ia ascultă, ce e aia? Grildrig! Ce e aia Grildrig? Grildrig! Omuleț! Asta înseamnă în limba noastră. Să știi că este o alintare, nu o jignire. Bine, te cred. Așa, cum îți spuneam, am pornit în larg. Am pornit, dar nimic n-a mers după cum trebuia. Vasul era cam rablagit și se strica mereu, capitanul s-a îmbolnăvit de scorbut, furtunile se țineau lanț, proviziile erau pe terminate, mărfurile prindeau mucegai. Vai, săracii de voi, îmi pare atât de rău. Păi da, pui mie. Așa, în sfârșit, când întrezăream ținta călătoriei noastre, da? Prin dreptul insulei Madagascar ne-a prins un uragan cumplit. Vai. Știi cum? Vânt, valuri, furtună, tunete. Și? Și? Ați naufragiat? Nu, măcar atâta noroc am avut. Ah, ce bine. N-am naufragiat. Valurile ne-au lovit bezmetic, ne-au răsucit în toate direcțiile. Corabia trosnea, scârția din toate închieturile, catargul se zbuciuma ca o trestie sub rafalele de vânt. În fiecare clipă credeam că ne facem rugăciunea din urmă. Furia mării s-a domolit abia după 20 de zile. 20 de zile? Exact. Și noi, sfârșiți de groază și epuizare, am încercat să deslușim printre pânzele alea sfâșiate cam pe unde ne împinseseră valurile uriașe. Așa. Nu spun că nu mai aveam niciun strop de apă de băut. Vai de mine, săracii de voi, era să muriți de sete. Cât pe aici. Dar deodată Musul, care e un băiețandru cocoțat în vârful catargului, a găsit puterea să strige. Știu! Pământ la orizont! Pământ! Bravo! Pământ! Bravo, fetițo, dar de unde ai știut? Păi e ușor de bănuit, altfel n-avei cum ajunge în Bromdingnag. Da. Câțiva marinari au coborât o barcă la apă ca să vâslească spre țărm. Bineînțeles că m-am vârât și eu printre ei. Așa ai ajuns aici. Ai răbdare să spun tot. Hai, spune. Am ajuns la mal. Am ajuns și eu și m-am îndepărtat de tovarășii mei. Da. Întâi am rămas trăznit văzând cât de înalte erau ierburile. Ce mari erau florile! Și tocmai când mă gândeam la ciudățenile astea din jur, i-am auzit urlând pe marinari.
și am văzut bulucindu-se în barcă și dând cu disperare la lopeți pentru a se îndepărta cât mai repede de țărm. Erau urmăriți de o făptură imensă, căreia valurile nu îi ajungeau nici măcar până la genunchi. Și? Spune, hai, făptura, cum îi zici tu, i-a prins? Nu, nu, pentru că a alunecat la un moment dat printre stânci și a lăsat în plata domnului. În vremea asta, corabia mea cu pânzele în vânt a dispărut rapid. Și așa am rămas eu singur, siguril, prin locurile astea care mă cam speriau. Am înțeles. Dar ia spune-mi, în batista tatei, înfășurat ca un bebeluș, cum ai ajuns? Păi... Nu pot uita ce răgnet a tras mama când tatea te-a scos din batistă și ea a văzut un omuleț atât de pipernicit care se mișca și vorbea ca și noi. Da, așa e, da, dar nu, să știi că nu văd nimic de râs în toată nenorocirea mea. Haide, Gulliver, te rog frumos, nu te supăra. Uite, mai bine povestește-mi mai departe, te rog. Da. Să vezi, eram dezorientat. Așa. Și am pornit-o pe un drum foarte lat, printre semănături care de care mai ciudate. Ciudate? Aiurea! Nu era decât o potecuță printre lanurile de grâu. Ce potecuță? Mă rog, eu le-am văzut ca pe niște păduri de copaci cu spice uriașe în vârf. La un moment dat am înlemnit de groază văzând... Ce? Ce anume? Ce sau, mă rog, cine te-a putut îngrozi așa de tare pe aici? Păi veneau direct spre mine niște ființe mai înalte decât clopotnița bisericii. Unul dintre uriași era chiar acela care urmărise barca marinarilor. Toți mânuiau un fel de săbii imense, încovoiate. Încovoiate? Care semănau cu niște seceri, dar seceri trebuie să fi fost, pentru că tăiau cu ele copăcei cu spice și făceau znopi din ei. Erau muncitorii tatei, cei veniți să secere grâul. Păi da, dar eu nu aveam de unde știi. Eu mă zăpăcisem de tot. Așa. Am dat să fug, dar m-am lovit rău cu capul de un copac și am căzut lat. Vai de mine! Așteptam din clipă în clipă să fiu călcat în picioare sau tăiat în două de o seceră și... Mi-am făcut cruce, mi-am cerut în gând iertare de la soție și copii, apoi am închis ochii așteptând un sfârșitul. Eee, chiar așa? Păi să știi că noi nu suntem niște sălbatici, dragă omulețule. Ei, stai, că o rază de speranță tot mai aveam eu. De aceea am început să țip din toți rărunchii, poate mă aude cineva și mă salvează de la moarte. Oh, săracul de tine! Hei, și soarta mi-a zâmbit și de data asta. Ce vietate mică și gălăgioasă! Ce bun a venit! Parcă ai fi... Parcă n-ai fi un splacnuc rătăcit! Mai, stai să te văd mai bine, pricăjitule! Și mai taci odată din gură! O să te ridic încetișor... Dar stai cu minte, ai grijă! Nu cumva să mă muști, că-ți zdrobesc țeasta cât ai clipit! Ai priceput? Splacnucule! Nu mă strânge! Am înțeles, domnule, nu mă strânge! Eu de felul meu nu mușc! Și nu sunt splacnuc, pricăjit, domnule, fermier, eu nu sunt plascun! Ce? Ciutățenia vorbește! Dar sigur că vorbesc! Asta chiar că e o minune! Asta e bună! Ia uite ce avem în lanul de grâu și nici nu știam! Stai, domnule fermier, ai bunătate să mă asculți câteva clipe? Eu sunt un navigator pe mările lumii, da, din nefericire, da, din nefericire marinarii mei m-au părăsit prin aceste lucruri atât de neobișnuite. Sunt om, nici de cum un splasnuc, ce spui dumneata, nu știu ce e aia? Este un animăluț mic și drăguț. Dar nu sunt animăluț. Care trăiește prin locurile noastre. Dar sigur, recunosc. Tu semeni mai mult a omuleț. Păi da. Ești un grildrig. Ce spui? Grildrig. Ce grildrig? Cer să se mai bucure ai mei de acasă când te-ar vedea. Și vecinii se vor aduna grămadă la partea mea. Dar nu mă sunge așa. Poate o să le cer și o taxă. Ei, lasă că văd eu ce o să fac cu tine. Dar lasă-mă jos. Hei, nevastă, copii! Ia veniți să vedeți ce v-am adus! Priviți ce minune am! Grildrick, salută familia! Frumos, cum știi tu!
Bravo, 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 te pricep să faci plecăciuni. Uite, hei, nevastă! Nu fugi! Vino înapoi să te uiți la omuleț. E viu și adevărat. Îl poți ține în podul palmei, iar el va vorbi cu tine. Tăticule, da. Hai, las-o pe mama. O să vină ea când o să se dezmeticească. Dă-mi mie pe omuleț. Tăticule, te rog frumos, te rog din suflet. Domnule, fermier, nu lăsați fetița să pună mâna pe mine. Au! Mă strânge prea tare, mă strânge între degeți. Uite de unde m-a apucat. Coastele mele se vor frânge. Aer, n-am aer, mă sufoc. Gata, taci, omulețule, gata, uite, te țin mai ușurel. Haide, nu te teme de mine. Știi ceva? Mi-a fost frică să nu-mi scap printre degete. Să știi, o să fiu foarte grijulie cu tine, Grildric. De acum înainte, îți promit. Mi-l dai mie, tăticule? Hai, spune că mi-l dai. Te rog frumos, tăticule, dă-mi mie, te rog frumos. Hai, dă-mi. Bine, ți-o dau. Ce fericită sunt, am o păpușică mie. Fii atentă să nu strivești cumva. A, glumești, tăticule? Păi da, eu sunt o fetiță mare. Dar ce? Eu nu sunt păpușă. Pe mine nu mă ascultă nimeni. Gulliver, fiica mea, Glumdalclitch, este un copil foarte bun și milos. Nici nu ți-ai dori o dădacă mai grozavă. Ea te va ocroti, te va hrăni și te va dichisi cum se cuvine. Nu prea bine să crezi. Știi cum a strâns? Fata, tate, pregătește-l pe omuleț, arată-i cât mai acătării. Acum pică vecinii și alți oameni care vor vrea să-l admire pe omulețul minune, ai grijă. Și sunt și îngrozitor de ostenit. Nu știu, sunt buimac. Nu pricep eu ce mi se întâmplă, ori visez. Taci, omulețule, că o să fie bine. Te duc numai decât în patul părinților mei ca să te odihnești. Între timp, eu îți voi pregăti leagănul păpușilor. Unde sunt? Ce se aude? În patul ăsta s-au cățărat niște dulai. E un coșmar. Trebuie să mă trezesc. Marș de aici, marș. Dulei care chițe precum șobolanii. Sau sunt șobolani uriași. Ajutor, mă atacă. Nu n-am visat. E totul cât se poate de adevărat. Săriți! Fetițo, fermierul, hai să-l lasă-mă pentru Dumnezeu. Nu vine nimeni. Am pumnalul meu de vașnic navigator. Gata, pe unul am terminat. Fuge, celălalt, fuge. Da, șterge-o cât mai ai timp. Tată, șobolanii l-au atacat pe Grildric. Tată, Grildric, e plin de sânge. Omulețul e sângerat. Nu sunt rănit, nu am înjunghiat șobolanul. Și sângele lui puturos m-am proșcat și pe mine și... Dar ești curajos, omulețule. Dacă nu cer prea mult, acum aș vrea să mă spăl de mizeria asta de pe mine. Îți pregătesc eu numai decât baia și ți-aduc un rând de haine de la păpușile mele. Bine? Hei, Gulliver! Da. Vino să te vadă oamenii. Sunt dispuși să plătească, deci merită efortul. Să plătească? Da. Ești o arătare ciudată și o să scot bani frumoși cu tine, Grildric. Mă bate gândul să te arăt prin târgurile din Brobdignac. După ce se perindă pe aici toți cei din sat. Cine știe, poate o să te duc chiar și la Lord Brulgrud, capitala noastră. Asta vom face. Vom merge pe la Bâlciuri și pe la Casemar, la capitală, în străinătate. Eu sunt o maimuță? Ca să fiu arătat pe la Bâlciuri, pe la... Doamne, cruță mința asta, Doamne... Grildric, dacă vrea tata, trebuie să-l ascultăm. Nu mă cheamă Grildric. Nu e nicio umilință și uite, o să vin și eu cu voi. O să am grijă de tine și n-o să pățești nimic. Îți promit. Bă, o să ne meargă foarte bine. O să ne meargă și o să fac o avere mare cu tine, micuțule. Tu nu va trebui decât să faci niscaivagi un bușlucul. Niscaivagi un bușlucul. Priviți-vă!
Vilar! Încă strica! Salute! Salut! Își flutură pălăria! Flutur pălăria! Face plecăciuni! Plecăciuni! Sare cu maestrie! Aplaudați-l! Aplaudați-l! Pe omulescul adus de mine cu mari sacrificii! Tăticule! În brobignac! Tăticule! 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 De ce păcălești lumea, tăticule? L-ai găsit în lanul de grâu! Pe mine mă înveți să nu mint și dumneata se face... Stai, stai, stai! Știu eu ce fac, fetițo! Când e vorba de bani mulți, poți trage și câte o minciunică. Hai, Gulliver, mai fă câteva jumbușlucuri. Lumea a plătit. Domnule, nu mai pot. Nu mai pot, credeți-mă, sunt frânt de oboseală. Uitați-vă. Nu te poți opri chiar în clipa asta, Grildrick. Trebuie să-i distrezi pe spectatori. Dar nu mai pot, sunt secătuit de atâta zbucium. Haide. Pe scena asta uriașă pe... Tată, Gulliver a căzut. A leșinat sărăcuțul. De mai bine de 10 ceasuri se chinuie să smulgă râsetele mulțimii. Tăticule, vrei să-l omori? Ai tu grijă de el, ai grijă de el. Dragi oaspeți, spectacolul se suspendă pentru un moment. Ne vom revedea în curând. Lăsați micul dumneavoastră obol pentru îngrijirea omulețului în castronul de colo. Noi vă mulțumim. Ne revedem în curând. Ce bine că am plecat de la bâlciul ăla. Așa se mai poate odihni și Gulliver un pic. Cu ajutorul lui am câștigat o grămadă de bani. E, atunci ne-am putea întoarce acasă, nu-i așa, tăticule? Mai te rog, vreau acasă. Nu-i deloc așa. Acum suntem pe drumul spre marea noastră capitală. Ne vom duce la curtea regelui și a reginei. Hei! Hei! De ce nu sunt întrebat dacă vreau sau nu să suport acest drum plin de urducăieri? Ce, Gulliver, ce probleme ai? N-ai tu parte de o cutie bine căptușită cu pâslă moale? Nu! Ți-am meșterit-o cu atâta drag, fetița mea, tocmai pentru a te simți în largul tău, ba, nu! Eu mă simt de parcă m-aș afla pe o corabie în furtună. Calul ăsta mă urducă de miese ori spinos. Mofturi, Grildrick, mofturi. Taticule, să știi că eu îl cred pe Gulliver. Uite, a slăbit rău de tot sărăcuțul. Doar nu vrei să-l omori? Nu, cum? Sigur că nu. Uite, tata, îi flutură hainele pe el ca pe un băț. Și uite, de-abia se mai ține pe picioare. Cât drum mai avem de făcut până la Lolbrulgrud? Dar când ajungem la vreun han, să pun și eu geană peste geană. Ce han, Gulliver? Lolbrulgrudul este la o aruncătură de băț și o să ne oprim drept la curte. Știi ce înseamnă numele capitalei noastre? Habar n-am. Înseamnă mândria universului și chiar așa și este. O fi, nu-mi prea pasă mie, dar de ce ne oprim direct la curte? La ultimul bâlci unde ai dat tu reprezentații am fost căutat de un mesager regal. Regina însă și mi-a transmis că ne așteaptă la palat. E? Ce mai zici de onoarea asta? Alunec! Nu mai pot să păstrez echilibra! Parcă și cutremur! Vai! Ai grijă! Gata, Gulliver, gata, potolește-te, micuțule! Era să scap din brațe cutia asta în care stai. Am prins-o la timp, din fericire. Iartă-mă, te rog frumos, o să fiu mai atentă. Da, sigur, o să fiu. Uite-te de ce depinde viața mea, de glumdal clici. Glumdal clici. Dacă mă prăbușeam de sus și muream... Îmi pare rău, sincer, îmi pare rău. Nu, așa tragic. Primejdea trecut, bucură-te. Vom ajunge la mari onoruri. De vreme ce regina în persoană ne dorește la palat. Eu sunt ostenit. Și nu-mi pasă câtuși de puțin de regina voastră. Cu orice risc, când ajungem la curte, eu dorm. Gulliver, ești acasă? Eu? Gulliver, hei! Chiar că aș vrea să fiu acasă. Dar mă rog, sunt aici unde sunt eu, într-o cutie. În cutia asta, domnule fermier,
Să oprim la un han. Am mari nevoie de odihnă. Omulețule, am ajuns la Lord Brulgrud. Mergem direct la Palatul Regal. Tăticule, tăticule Grildric este istovit rău. Așa e și Gulliver la fel. Tăticule, ar trebui să se odihnească mai întâi. Da, exact. Am nevoie să-mi trag puțin sufletul. Tare mi-e teamă că nu mai ai mult și o să-ți dai sufletul de tot. Ce zici acolo? Ha? Ce spui acolo sus? Că nu te aud bumbă în barbă și n-am înțeles. Nu contează. Chiar că nu contează, fiindcă da. Eu sunt frânt. M-am frânt. Îmi vine să leșim de neodihnă. Regina, majestatea voastră, vă place omulețul? Trebuie să recunosc, fermierule, da? Că este nemaipomenit. Este nemaipomenit de simpatic. Și este și foarte deștept. Spune-mi, dragă Grildric, ți-ar plăcea să trăiești la curte? La curtea mea? Sunt prea plecatul vostru slujitor și dacă mi s-ar permite, mi-aș dedica întreaga viață majestății voastre. Ești atât de galant. Da, însă eu, majestate, da. Cum e cum, se pare că îi aparțin domnului fermier aici de față. Așa. Fermierule. Majestate. Vinde-mi-l mie pe Grildric. Cât cer pe el? Omulețul e stors de puteri, nu mai duce mult. Mi-e greu să mă hotărăsc, majestate. El este o bună sursă de venite. Și apoi țin foarte mult la el. Auzi? Tu auzi glumda întâi clici? Glumda clici? Da, m-a stors ca pe lămâie și nu mi-a dat răgaz deloc, numai și numai pentru că știi și acum se tocmește pentru mine ca și când ar vinde o găină. Hai, fermierule, hai, orice și oricine are un preț, nu-i așa? Nu mă pot împotrivi dorinței voastre, regine. Așa. Măi, prefăcutule! Da, voi mă gândesc să-mi dați... 100 de galbeni, 100 de piese de aur, sau știu eu, e mult? Nu, uite, uite, ia punga asta cu galbeni și vezi-ți de drum, fermierule. Mulțumesc, regina mea, vă mulțumesc să plecăm, fetița mea, glumdal clici, acasă la noi. Ah, prea bună, prea frumoasă. Prea puternica mea, regegină, sunt fericit să scap de fermierul ăsta hapsân, dar îngăduie ca fica lui Glumdal Cliclici să rămână și ea aici. Ea e dădaca mea și îmi poartă de grijă cu multă dragoste și din când da. Fie cum vrei tu, Gulliver, fata ta rămâne, fermierule. Mă rog, cum doriți dumneavoastră. Glumdal Clici, te investesc în clipa asta. Majestate. Cu rangul de dădacă regală a lui Grildric. A lui Gulliver. Gulliver, da. Vei primi o locuință minunată în palat. O guvernantă care să-ți desăvârșească educația, două cameriste și o trăsură să-l plimb pe Gulliver. Gulliver, da. Gulliver, pe tine te înalți la rangul de prim favorit regal. Generozitatea majestății voastre nu cunoaște margini, prea darnică, regegină. Majestatea voastră, bună, cu mine cum rămâne, iubita mea, regină? Ce cu arătarea asta, ivite ca din pământ, ce-i asta? Mai uite, pocitania asta vorbește. E piticul regal. E pitic atât de mare? Tot uriaș e față de tine, Grildric. Da. Tu, piticule, ai locul tău, iar Gulliver pe-al său. Ai grijă, poartă-te cum se cuvine pentru a nu cădea în disgrație. Ai tu grijă, regină, iar tu, tu ai mare grijă, omuleț nesuferit. Hei, obraznica întotdeauna, piticule. Pitic obraznic. Hai să-l lăsăm deocamdată. E învățat să-și facă mendele și mă amuză. Copilă dragă,
Majestate? Tu, ca dădaca omulețului, da? Du-te cu un slujitor la tâmplarul regal. Așa. Și spune-i în ce chip să alcătuiască din lemn un apartament foarte confortabil și elegant pentru Gulliver. Pentru Gulliver, pentru mine, da, da, și să aibă un lacăt mare la ușă, mare. De ce? Păi pentru ca să nu mă trezesc cu un... Grildri. Ah, iartă-mă. Gulliver. Regegină. Ai obosit sau vrei să mai stăm de vorbă? Să discutăm, majestatea voastră, căci mă simt așa ca eliberat de o povară de când nu-i mai aparțin fermierului acela. Atunci povestește-mi despre țara de unde vii. Spune-mi obiceiurile. Vorbește-mi despre religie, mod de guvernare, despre ce vrei tu, astfel încât să te pot înțelege și eu mai bine. Vreau să te cunosc. Păi, Anglia, țara mea, are un guvern, da, condus de un prim-ministru, pe cum și un parlament format din Camera Lordzilor și Camera Comunelor. Ca și în Brobdignag avem regi, avem regină pentru splendida și confortabilă mea locuință. Tâmplarul regal este un maestru, un adevărat artist. Mobila este toată pe măsura mea. Patul încăpător, comod. Ce să mai... O nebunie de apartament, mai frumos decât cel pe care l-am avut eu la Londra. Bravo, 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 mă bucur, omulețule. Vreau să te simți cât mai bine la curtea mea, pentru că ești deosebit de inteligent. Vă mulțumesc. Mi-ai povestit cu mândrie tot felul de lucruri despre țara ta, despre politicieni. S-ar părea că la voi domnește numai și numai dreptatea. Așa și este, majestate. Anglia este țara perfecțiunii, fără doar și poate. Oprește-te, Gulliver. Păi da, așa e. Nu, este foarte frumos să te lauzi cu țara ta. Discuții de genul ăsta am tot purtat și cu regele, soțul meu. Și să știi că am rămas cu destule nedumeriri. N-ar putea să vină și majestatea sa, regele, pentru a limpezi împreună nedumeririle despre care vorbiți? Din păcate nu. Lipsește din capitală. A plecat tocmai la marginea regatului ca să cerceteze starea ținuturilor de acolo. Chiar că îmi pare rău, regigina. Uite, Gulliver, regele se întreba dacă unele ridicări în rang de la voi, în parlament de pildă, nu s-ar datora altor cauze decât meritelor proprii. Cum adică? Stați puțin, cum adică? Adică să spunem, sunt avansați favoriți ai monarhului sau unii care dau bani mulți unor doamne de la curte. Ori poate, uneori se urmărește consolidarea vreunui partid potrivnic intereselor obștei. Dar cum te v-ați gândit la aspectul ăsta? Aveți asemenea situații și în Brobdignag? Nu chiar. Mă gândesc și eu. Să fie oare lorzii voștri atât de feriți de părtinire, de lăcomie, să intereseze numai drepturile care li se cuvin celor mulți? Să fie ei feriți de tentația de a lua mită pentru a promova o lege sau alta care să le servească doar unora? Tentația... Prea înțeleaptă, regină, fel de gânduri îmi încrețesc fruntea și simt că obrajii îmi iau foc. Drept să vă spun, cum să zic... Ce-i asta? Nu mă pot concentra în hărmălaia asta, ce e? Hărmălaia e gongul regal care ne anunță că e gata masa. Glumdal Clici! Ia-ți, te rog, în serios rolul de dădacă și instalează-l pe omuleț la măsuța care a fost pusă la cererea mea în fața farfuriei mele. Instalează-mă! E și un scaunel pe mărimea lui Gulliver. Gustă și din aripioara asta de ciocârlie, Gulliver. E grozavă. Dar pentru mine e mai mare decât o aripă de curcan de pe la noi, majestate. De altfel am mâncat. Am mâncat numai bunătăți, m-am cam săturat. Dacă n-ai de gând să-ți tai friptura, de ce stai cu micul tău pumnal în mână? De ce? Pentru că uitați-vă ce fac. Decapitez moșii ăștia zburători. Na, fiară cu labele păroase, fără cap îți place, da? Mai plâzi. Gulliver, îmbătolește-te, te rog frumos.
dar nu sunt decât niște amărâte de muște. Nu fac niciun rău. Zău? Păi... sunt pline de microbi. Voi, uriașii, nu puteți vedea ce fac ele cu adevărat. Ce ouă de parazit se aduc pe labe și le lasă pe mâncare de pe masă. Eu sunt medic și știu ce spun. Aaaa, uite, a mai rămas o nesuferită. Na, na, ține-o în punsătură. Mușcă. Gata, putem mânca în liniște. N-a mai rămas o muscă vie, grație omulețului. Dar unde este el? Gulliver? Gulliver? Gulliver a dispărut ca prin farmec. Ajutor! Nu pot respira! Gulliver! Unde ești? Nu ai căzut în carafa cu apă? Atunci de unde ți se aude vocea, Gulliver? L-am găsit! Era urât cu capul înainte, în osul ăsta pe care majestatea voastră l-a golit de măduva din aur. Nu mai râde, glam, clici. Nu văd nimic de râs în trebușoara asta, nu știu ce... Da, spune-mi și mie cum ai ajuns acolo, omulețule. Așa trebuie, la bucitania asta. Pitic al domniei voastre m-a înșfăcat și m-a îndesat cu forța în... tubul ăsta de... Pitic rău și obraznic! Invidia urlă în tine! O să te pedepsesc groaznic! Lunganule! Gărți, luați-i și biciuiți-i ca să se mete minte! Nu! Iertare, regina, iertare! Nu a fost decât o glumă nevinovată! Iertare, regina! Vă rog, regegina mea, iertați-l! Da, Gulliver! De data asta iertați-l, vă rog din suflet! Cine știe, prinde pică pe mine și altădată mi-o coace mai rău, așa că vă rog! Bine... fie, îl iert. Te-a iertat, lunganule. Aduceți felurile următoare. Nu uitați castronul cu smântână. Papanașii merg numai cu smântână din belșug. Gulliver, fii atent. Dau o fugă să-ți aduc schimburi curate, da. Altfel adun toate muștele din lorbrul grând. Te rog să nu mai râzi de mine, glundam clic-clici. Glundal clici. Of, nu râd de tine, omulețule. Uite, ai grijă să nu te mai atace piticul cel pismaș. Am început să mă satur, așa că pot să continui să-mi povestești despre țara ta. Rămăsesem, la ce rămăsesem? La alegeri. La alegerile pentru Camera Comunelor. Tu ești sigur că un străin gros la pungă nu i-ar putea influența pe alegător să-l voteze în paguba unui om de mai bună calitate? Cum să vă spun, eu nu prea am participat la... Ce tot? De ce nu mă lasă? Dar de ce nu mă lasă? E prost și nu știe nimic. Piticule. Are creierul cât o sămânță. Taci, piticule. Lasă-l să vorbească pe Gulliver. Da, da. Ziceam că eu n-aș zice, dar poate cumva dacă... Dacă nu le-ar ieși un profit oarecare, de ce s-ar zbate atât asemenii tăi pentru un loc în acea adunare? Aha. Păi, majestatea voastră nu trebuie să-și facă idei greșite despre concetățenii mei. Știți că la noi... Adică și la... Adică la, la, la ei! Noi... La ei sunt rupți de corupți! Nu mă las pe ta. Nu mai râde atât că mă enervezi, pitic nebun ce ești. Și pe mine mă enervează. Gulliver. Îmi pierd șirul. Gata? Ai tăcut? Gulliver, nu cumva acei domni zeloși se gândesc că le va merge de minune sacrificând binele public unui monarh slab și vicios, mână în mână cu un cabinet de miniștri nu prea corecți? Da, unde ești iar, omulețule? Ce e? Unde e? A căzut! Cum? Unde a căzut? Gulliver! A vrut... s-a întins spre castron... Și ce spun odată? Și eu l-am ajutat, dar a alunecat și a căzut. Dar nu-l văd! Gulliver, unde e? Sunt în castron, în not! În care dintre castroane? Ha? E în castronul cu smântână! Se neacă! Majestatea voastră, scoteți-l cu augustele voastre degete. Da. Vă rog frumos, repede, majestate, repede! Da. Te-am găsit, caragiosule! Gulliver, ești de tine. Te-am prins! Ești alunecos și ai din creștet până în tâlp! Alunecat!
te-a zvârlit în castron. Te-am văzut cu ochii mei din ușă când tocmai mă întorceam cu schimburi pentru Gulliver. Te-am văzut. Iarăși tu, piticule. Drept pedeapsă, vei bea numai decât toată smântâna în care era să se nece bietul omuleț. Îndurare, regină! Nu vreau! Știi că nu pot suferi smântâna! Păi tocmai de-aia e o pedeapsă. Ori bei singur, ori chem bucătarul să-ți toarne smântâna pe gât cu polonicul. Nu, o să beau eu! O să beau eu! Ce frumos! E aici, în grădina regală. Nu-i așa, Gulliver? Da, dar pentru mine totul este puțin prea mare, chiar și tu. Da, florile mă copleșesc cu petalele lor uriașe și cu parfumul ăsta amețitor. Copacii sunt așa de înalți cât nu zăresc unde se termină. Am înțeles. E clar. Nu prea-ți face plăcere plimbarea noastră. Da, nu, cine știe ce... Dar de fapt, simt nevoia să-mi pun ordine în gând. Bine, foarte bine. Atunci, rămâi aici pe brazda asta de iarbă, da, și gândește-te în voie. Da. Eu am să mă duc prin grădină să mai văd și alte straturi de flori. Sper că vrăbiuțele n-or să-ți facă nimic. Vrăbile tale sunt mai mari decât gâștele, dar mă rog, par destul de pașnice. Hai! Glundal-clic-clic, du-te și te plimbă, nu o să păsesc nimic în lipsa ta. Bine! Gulliver! Ce? Ce bine că ești aici! Vedea un uliu ocolor pe aici și m-am întors repede, dacă și închipuia că ești un pui de găină. Eu n-am minunatul meu pumnal, îl străpungea imediat să pide. Bine, bine, voinicule. Hai, hai să ne întoarcem în vastele noastre apartamente. Dacă mergi mai încet, fac și eu singur câțiva pași pe jos în sfârșit. Hei, fii atent, să nu nimerești în mușuroiul de cârtiță. Gulliver! Ți-am zis prea târziu, omule. Prinde-mă, prinde-mă repede! Maria Curtiță e gata să mă înghită. E proastă să facă și cred că e mai mare decât un tunel de tren de pe la noi de pe la... Ai, iurea, nu e așa de mare. Stai puțin că te găsesc numai decât. Gulliver! Uite, poftim! Gata! Ești iar la suprafața pământului. Hai, respiră. Mulțumesc, Glundalclici. Îți mulțumesc. Nu știu ce mă făceam fără tine. Ce e asta? Din lac în puț? Ce fiară lățoasă se apropie? Ce e? Dar nu te mai speria și tu din orice, Gulliver. E cățelușul grădinarului. Uite ce drăguț e. Pune-mă grădinarul de acasă ta și o să mă mulțumesc să-l admir de acolo. O să mă limitez. Bine, uite, gata. Așa, te-am pus în buzunar. Stai bine? Nu numai că stau, dar văd și peisajul. Și câinele nu să aibă curaj să mă înhațe. Ahuleu! O găleată de apă mi-a picat în cap. Vai, fii atent. Vezi că o să iau la fugă spre palat? Altfel, ciuciulete ne face ploaia asta stârnit așa din senin. Da. Cu ce mă tot? Nu vezi gundam clic-clici? Cu ce mă tot? Cu nimic? Cade grindina. Sunt bucățele de gheață. Ce hai, stai liniștit. Bucățele pietroaie? Hai, gata, taci. Uite, am ajuns la adăpost. Uite. Dar m-am schimbat. Parcă aș fi o cucoană simandicoasă. Dacă ne-a prins ploaia, ce vroiai? Ce? Ploaia? Păi... Cu adevărată urgia naturii, sunt plin de cucuie, de vânătăi, ce ploaie! Știi ceva? Și eu am câteva cucuie. A fost o grindină groaznică. Da. Acum te las în apartamentul tău. Da. Ai pe măsuță câteva bucăți de cozonac proaspăt și aromat. Eu am puțină treabă și mă întorc numai decât. Îmi place cozonacul ăsta. E și pufos, e și gustos. Ce? Iar muște? Muște! Mare nenorocire! Aba nu, asta nu sunt muște, că au niște sulițe. Ce uriașe! O fi dispre! Sunt vreo trei. Le dobor cu pumnalul ăsta înainte de a mă împunge. Sunt foarte voinic.
Le-am ucis pe viespile monstruoase mai ușor decât am crezut. Și o să păstrez acele lor. Când o fi să le arăt londonezilor mei, or să fie uimiți la culme. Gulliver! Da? Ce faci? Vorbești de unul singur? Nu, mănânc cozonac și... Ți s-a părut? Bine. Ce faci? Fugi? Unde fugi? De ce fugi iar? Mă duc să pun la punct ultimele amănunte. Ah, vei avea parte de o mare, mare, mare surpriză. O să vezi? Da? Ce urmează oare? În Țara Uriașilor am avut surprize peste surprize. Uf, m-am cam săturat. Mă doboară dorul de casă. Într-un fel sau în altul, tot o să mă întorc eu la Londra. Dar cum și când? Gulliver! Da? Gulliver! Ne așteaptă regina ca să-ți arate surpriza. Haide! Haide! Uite, Gulliver! Mulțumesc, maestate! Majestate! Da! Regegina! Frumoasă surpriză! Un bazin cu apă pe margini nuferi înfloriți? Da, 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 da. Și eu ce trebuie să fac? Să mă bucur? Păi da. Dar nu este marea cea adevărată pe care o iubesc eu din toată inima? Și oh, Gulliver! Marea e mult, mult prea mare pentru tine. Totuși tu nu mai observi nimic? Prea glumeața mea, regina. Ați pus la cale vreo șotie? Nu mai văd decât niște... Ce sunt alea? Draperii ciudate care nu și-ar avea locul pe apă. Păi hai, omulețule, trage-le într-o parte. Nu te mai codi atât. Hai, da, hai. Uite, le trag. Oh! Ei? Asta da. E o splendoare de corabie. Cu pânzele arborate. Pare gata să părăsească portul. Frumos cadou. Frumos, prea bună regina. Te poți îmbarca, micul meu matroz. Poți porni în larg dacă vrei. În largul bazinului cu apă, desigur. Ura! Ei, recunoaște, Gulliver. Ți-a plăcut darul meu? Plăcut? Mm. Puțin spus, numai că... Ce e? Ce, ce? Parcă te-ai întristat dintr-o dată. Hai, spune-mi, ce-ți mai dorești? Nimic deosebit, însă... Plimbarea asta scurtă cu corabia mi-a amintit de marea adevărată. Mi-e dor de valuri, de briza sărată. Ah, omulețule, ești așa de nostalgic. Da. Îmi pare rău pentru tine. Nu știu cum te-aș putea ajuta. Ah, ca să te distrezi puțin, te pot lua cu mine la Flan Flașnic. Flan Flașnic? Da! Regele, soțul meu prea iubit, m-a poftit să ne întâlnim la Flan Flașnic, un târgușor de la malul Mării Celei Mari. E cam departe, dar vă iau cu mine pe tine și pe Glumdal Clici. Bine? Este, e minunat! În călătoria asta o să înțeleg câte ceva despre această ciudată țară a uriașilor numită... Brobdingnag. Călătoria noastră a început foarte bine, nu? Și sper că va continua la fel. Ei, ești mulțumit, Gulliver? Prea bună mea, regegină, e o adevărată încântare. Aud pescărușii, valurile mării sunt aproape. Oh, e o fericire! Da, Gulliver, poți auzi valurile mării și le poți vedea. Vizitiu, oprește trăsura! Marea! O marea cea adevărată! O bucurie nesperată să revăd marea! Mi se părea atât de îndepărtată! Gulliver, ai lacrimi în ochi? Nu, ți se pare... Sau, da, pentru că iubesc marea. Vreau să mă scufund în valuri. Și ce mai aștepți? Nu te împiedică nimeni, Gulliver. Dar cum de este marea asta... Atât de pustie, nu se zărește nici măcar o barcă, nimeni nu pescuiește pe aici, nu? Nu! Ce să pescuiești în mare? Peștele e atât de mărunt că nici n-ar ajunge pe măsea. Balenele, da. Da, ocupă ceva loc în farfurie, însă... Îți spun un secret. Ce secret?
Să știi că balenele nu sunt deloc gustoase. Îmi închipui că peștii din râurile voastre sunt de mărimea balenelor, așa? Cam așa ceva. Păi da, ca și voi. Hai, hai, Gulliver, faci o baie în mare? Da. Sau ne continuăm călătoria spre Flan Flașnic? Să nu uităm că ne așteaptă majestatea sa, regele. Vă rog prea plecat, regina. Lăsați-mă aici, pe țărmul mării, să mă bucur de măreția ei cât mai mult. Lăsați-mi și cutia mea de călătorie, cea atât de bine făcută de tâmplarul. Mă veți recupera la întoarcere. Dar, Gulliver, pe aici te pas tot felul de primejdii. Tu ești atât de mic. Ba nu, majestate. Vedeți, aici, la hotarele Brobdingnagului, peștii sunt pe măsura mea. Și nici nu m-ar putea înghiți vreunul mai lacum, mai hapsân. Cutia care mi este locuință mă va ajuta să rezist de minune câteva zile. Vreau să respir aer curat și să ascult glasul mării. Gulliver, să știi că mi-e frică să rămân cu tine pe aici, e prea pustiu. Dar nici eu nu te las, Glumdalclitch, ești doar o fetiță. O să rămână să-l ajute la nevoie pajul meu. Ai grijă, flăcăule, să fii mereu cu ochii pe prim favoritul meu regal, da? Da, majestate. Gata, gata, noi ceilalți plecăm. Gulliver, rămâi cu bine. Te rog frumos să fii foarte atent, să nu ți se întâmple ceva, noi o să ne întoarcem curând. Vă voi aștepta aici. La revedere, regegina. La revedere, prea buna mea dădacă. La revedere, la revedere, Gulliver. Și primește de la mine acest inel. Ați ascultat Gulliver în Țara Uriașilor. Scenariu de Ina Sterescu după Jonathan Swift. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Gulliver, Florin Sanfirescu; Glumdalclitch, Corina Dragomir; fermierul, Petre Moraru; regina uriașilor, Cătălina Mustață; piticul regal, Oltisa Chirilă; capitanul, Mihai Niculescu; redactor, Sanda Socoliuc; regia de montaj, Bogdan Golovei; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2006.